siguranță într-o zi sau alta te-ai întrebat: oare pot să joc chestia asta de unul singur? N-am cumva nevoie de ajutor, de asistența cuiva? N-ar fi mai bine să mă folosesc de modul cooperativ pentru a crea o experiență mai bună? De obicei răspunsul este nu, pentru că oricât de amuzant ar fi ideea de a avea un RTS făcut să fie cooperativ, nu era tocmai obligatoriu ca să aibă Red Alert 3 asta. Și totuși, ocazional, trebuie. Acestea este top 7 jocuri pe care dacă nu le joci cu altcineva, în echipă, vei avea o experiență groaznică. E un nume prea lung, așa că top 7 jocuri de echipă. Jocuri la care trebuie neapărat sau măcar recomandabil să ai pe cineva lângă tine, fie fizic, fie prin internet. Cineva care să fie acolo pentru a te ajuta să învingi sau să nu pățești ceva foarte rău. De menționat, nu pun la socoteală în acest top MMO-urile bune care chiar reușesc să te facă să te simți de parcă numai cu alți oameni alături de tine chiar vei reuși să faci ceva vreodată, pentru că nu există așa ceva. Acestea fiind spuse, locul 7. SWAT 4. Cu echipierii controlați de AI nu se poate spune că sunt la fel de dobitoci, ori ca noapte și idioți compleți, de zice că sunt zei prostimei ca în Takedown Red Saber, dar sunt anumite lucruri pentru care doar un alt om este calificat, cum ar fi să-l înjure atunci când nu închide ușa în spatele său, iar după câteva secunde vine pe acolo un amic și vă împușcă pe amândoi, sau măcar pe tine, în special pe tine. Un coechipier controlat de AI nu ar fi făcut asta oricum, așa că n-avea rost ca să-l înjuri. Dar un om ori poate să facă asta și astfel să asigure succesul misiunii, ori vei putea da vina pe el că ai pierdut. Așa că indiferent ce ar fi, vei avea măcar o victorie morală, că tu ai făcut tot ce trebuia și restul echipei tale au fost varză. Desigur, dacă veți lucra cu adevărat împreună, atunci SWAT 4 capătă cu totul altă formă. Devine un joc mult mai profund, mult mai tactic, mult mai aproape de ceea ce intenționau producătorii atunci când l-au făcut. Locul 6. Orice joc de zombie survival. E destul de ușor de înțeles de ce. Majoritatea sunt oricum cooperative, așa că dacă ești de unul singur, ori vei fi chiar de unul singur împotriva unui număr imens de zombie, sau cine mai știe ce alte creaturi, ori vei fi alături de indivizi controlați de AI, care chiar dacă ar funcționa măcar cum trebuie, adică dacă ar fi în stare să tragă, să se apere, să te ajute, tot au dezavantajul la jocuri cu zombie cum ar fi Left 4 Dead sau Payday, care tratează oricum poliția ca hoarde de zombie, așa că de ce să ne prefacem că sunt altceva? Nu te pot învia atunci când tu crape, așa că jocul se termină cu tine. Și desigur, mai sunt jocurile de supraviețuire, cum ar fi DayZ, cum ar fi Rust, cum ar fi oricare cele alte câteva sute sau mii sau nu știu câte au mai apărut clone de DayZ de atunci, în care dacă ești de unul singur, garantat vei fi jefuit, jegmănit, omorât și ți se vor face chestii foarte neplăcute cadavrului tău. Nu de zombies, ci de ceilalți jucători. De este bine să ai cu tine oameni în care poți avea încredere, oameni pe care îi știi în viața reală, pe care îi poți pocni în neclă dacă te înjunghi în spate. Locul 5. Amnesia The Dark Descent. De ce ar fi în această listă un joc de single player? Pentru că este Amnesia The Dark Descent, un joc la care este recomandabil în cazul în care nu ești tocmai cel mai curajos individ din lume să ai pe cineva lângă tine. Iarăși cineva în care ai încredere, cineva care nu va face buga atunci când este un moment mai tensionat, nu. Cineva care să stea acolo, să te mânghie pe cap, să-ți amintească că totul va fi bine. Nu e niciun monstru rău sub patul tău, nu vrea să te mănânce tapetul, ești în siguranță și ocazional te mai îmbrățișează ca să-ți dai seama că totul se va termina cu bine și că nu încearcă să te mănânce scaunul pe care stai. Dar din nou, cineva în care ai încredere și știi sigur că nu este cumva un monstru deghizat. Locul 4. Orice MOBA. O, sigur, poți juca un MOBA în solo queue dacă vrei să stai în ELO Hell, dar cel mai bine este ca să ai oameni pe care cunoști alături de tine. Reformulez, oameni care chiar știu să joace bine ca o echipă. Foarte important asta, pentru că individual, fiecare poate fi un jucător excepțional de Dota 2, de League of Legends, dar dacă nu pot acționa ca o echipă, nu se pot coordona ca o echipă, dacă nu își dau seama ca o echipă că tu ai abilități ce au cooldown, nu le poți folosi instantaneu atunci când vor ei, o să pierzi pe bandă rulantă. O echipă este mult, mult mai bine. Chiar și cu o echipă care nu e tocmai perfectă. Știi măcar că nu o să fie în ranked queue un Jax care stă prin junglă vindecându-se în boscheți, fiindcă era să fie omorât de Staffy. În ranked queue. În silver ranked queue. În silver 4 ranked queue. Locul 3. Magica. Nu-l poți termina în single player și dacă spui că ai făcut-o minți. Asta sau ești al naibii de bun caz în care ai putea fi un vrăjitor adevărat. Magica este un joc gândit să fie jucat cu o echipă, iar și o echipă în care ai încredere, o echipă care nu se va trezi la un moment că, oh, uite, ne place arma ta, o vrem, poate că tu nu vrei să ne dai, nu nimic, avem meteoriți pentru asta. O echipă care înțelege valoarea abilității de vindecare, valoarea abilității de înviere, valoarea la nu sări fix în fața bolovanului pe care ești pregătit să-l dai în inamicul cel mare și rău. Cu o echipă funcțională care înțelege jocul și este în stare să joace, Magica devine un joc cu totul diferit. Vei muri mai puțin, inamicii vor muri mai des și vă puteți amuza și mai mult la modul în care jocul se prăbușește fiindcă nu are o infrastructură prea bună pentru multiplayer. Dar cel puțin atunci când jocul se prăbușește, vei ști cu siguranță că măcar până acolo te-ai distrat de minune cu o echipă care chiar știa să joace și era atât de aproape să termini jocul, dar n-ai putut pentru că...
Cineva a decis să spamneze pe hartă cu explozii de gheață. Locul 2. Planet Side 2. Dacă ai impresia că acest joc este Battlefield în care poți intra pur și simplu să fii tu un cowboy, un lup singuratic ce joacă după propriile sale reguli și face ce vrea, se duce unde vrea, atacă el ce obiective vrea, este atât de priceput încât garantat poate să facă singur toată echipa adversă, oh, ce surprize vei avea! Ce minuni vei vedea, ce gloanțe în cap vei lua, obuze, plasere și cam orice altceva, un cuțit în gât, o grenadă în meclă, un tank peste față sau ți-ar putea ateriza un Galaxy pe scalp. Chiar dacă știi să joci, chiar dacă te grupezi așa ocazional cu alți omuleți, dacă nu ai o echipă de oameni cu care joci frecvent, cu care te cunoști, cu care formulați tactici, cu care formulezi strategii de luptă, planuri de contingență, cu care să stabilești o formațiune, o trupă, o divizie de tankuri, de avioane, de infanterie, cu armament, cu clase, atunci Planet Side s-ar putea să nu fie tocmai pe cât de grozav ar trebui să fie cu adevărat și va fi chiar o experiență de-a dreptul groaznică de jucat, la care mor constant pentru că habar nu ai unde să te duci, fiindcă nu spune nimeni nimic, nu ai cum să comunici cu alții pentru că toată lumea e ocupată comunicând între ei, nu cu tine, fiindcă tu ești solo, și așa te trezești că l-ai pe hard disk de vreo 2 ani și intri în el doar o dată la câteva luni, după care ți amintești de ce intri în el doar o dată la câteva luni, dar îți tot spui: "Ah, poate o să îl joc mai serios mai încolo, așa că las." Și lași, dar niciodată nu te ții de cuvânt, pentru că n-ai cu cine să joci. Cine n-ai barat timp? Asta e un joc serios. Ai nevoie de multă dedicație pentru el. Poate prea multă. Locul 1. Starship Artemis. Star Trek. E cel mai bun joc Star Trek și nu are legătură cu Star Trek. Direct, adică. Este un joc la care fiecare individ care participă și trebuie să participe mai mulți, va lua rolul unui ofițer de la bordul unei nave stelare în gen Enterprise. Ai un capitan, ai un secund, ai un tip care stă la arme, ai un inginer, ai pe cineva care se ocupă de senzori și desigur cineva care să repete ceea ce spune și calculatorul, dar mai lent. Literalmente nu-l poți juca de unul singur, decât dacă ești, eu știu, o caracatiță. Dacă ești cumva o caracatiță, prima întrebare, cum de ai reușit să dai de misiunea asta? Și a doua, de ce joci Starship Artemis de unul singur când ai putea juca cu alte caracatițe? Experiența pe care o poate oferi acest joc în mod cooperativ cu o echipă care știe să joace este superbă, deoarece chiar te vei simți ca la bordul unei nave stelare, nu ca ai ști în realitate cum ar fi una, ceva ce n-a fost în stare să redea niciun alt joc, indiferent cât de bine promovat și cât de Star Trek ar fi fost. Astfel se încheie acest top dedicat jocurilor din cauza cărora nu mai ai prieteni pentru că n-au jucat suficient de bine ceva din lista asta. Mențiuni speciale sunt acordate lui Rainbow Six, lui Tribes și lui Team Fortress 2. Decât dacă joci cu Pyro, atunci nu este un joc de echipă. Este un joc plin cu lucruri inflamabile. Și desigur lui MechWarrior Online.